Imagini de groază în apropierea satului Văleni, raionul Cahul. În lunca râului Prut a izbucnit un incendiu de vegetație de proporție care s-a extins pe o suprafață de peste 200 de hectare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în zona unde s-a aprins focul se află 12 sonde de petrol care riscau să fie afectate. Din fericire, pompierii au intervenit rapid și au reușit să prevină o catastrofă. La fața locului au intervenit 39 de pompieri cu 13 autospeciale. Salvatorii au luptat aproape 10 ore cu flăcările. Apelul la 112 a fost efectuat la prânz, iar incendiul a fost lichidat aproape de miezul nopții, în jurul orei 22:30 de minute. Misiunea pompierilor a fost extrem de complicată, așa acum, din cauza rafalelor de vânt puternic, focul se răspândea cu repeziciune. În contextul avertizării cod galben de vânt puternic, valabilă pentru joi, IGSU le cere oamenilor să nu dea foc vegetației uscate și resturilor menajere.